Salutare, eu sunt Mihail Ștefanu și în tutorialul video de astăzi vă spun ce să faceți dacă nu aveți conexiune la internet după ce ați instalat Windows-ul, în cazul în care nu mai aveți CD-ul sau DVD-ul cu driver al plăcii de bază sau al laptopului. Ironia sorții, dar pentru tutorialul video de astăzi avem nevoie de un calculator conectat la internet și de un stick USB sau DVD. Deschidem un browser și vom scrie 3dpnet. Cu ajutorul acestui program vom instala driverul pentru placa noastră de rețea fără niciun CD cu drivere, intrăm pe 3dpnet și aici vom da download fie de pe serverul 1, fie de pe serverul 2. Odată descărcat, îl punem pe stick și îl vom deschide abia pe calculatorul care nu are driverul de rețea instalat. Haideți să dau și eu click, run și în momentul de față mă va întreba unde să îl extrag. C3dpnet 1703 pare ok, așteptăm puțin să se dezarhiveze. Imediat după dezarhivare s-a deschis programul și vedeți că scrie jos Ethernet card și numele plăcii de rețea. Dacă aveți și placă wireless, exemplu în cazul unui laptop, veți putea instala de aici și driverele pentru placa de rețea wireless și pentru cea wired, dând click pe fiecare dintre ele. Hai să dau click să văd ce se întâmplă. Da, pornește un wizard de instalare și dați next, next și finish și apoi driverul de rețea este instalat. Eu am fost Mihail Ștefanu, voi ați fost în PC-eria, sper că v-a plăcut acest tutorial și dacă v-a plăcut, nu uitați să distrugeți butonul de like, să dați un share că e gratis sau să vă abonați dacă sunteți noi. Pa!